La 1 octombrie va începe noul an școlar și pentru Clubul Copiilor din Reghin. Copiii care doresc o activitate extrașcolară se pot înscrie pentru unul din cercurile puse la dispoziție de Unitatea de Învățământ din Reghin. Acestea sunt teatru, matematică aplicată, informatică, desen, metaloplastie, ecologie, dansuri, navomodele și karting. Copiii știu, iar cei care nu știu află astăzi, pot să se prezinte de la ora 9 și până după masă la 5, pot să vină în fiecare zi, de luni până sâmbătă, la Secretariatul Palatului Copiilor pentru înscriere. Au nevoie de o copie după certificatul de naștere, vor completa o fișă de înscriere. Pregătirile pentru începutul de an școlar țin mai mult de partea organizatorică. Cu toate acestea, unitatea efectua și activități de curățenie și amenajare în sălile de cursuri. Pregătirea pentru începerea anului școlar presupune o grămadă de lucruri noi, și anume, în special legat de tot ce înseamnă hârțogăraie, pentru că nemai fiind Clubul Copiilor, devenim Palatul Copiilor, trebuie să schimbăm tot ce înseamnă documente, titulaturi, eu știu, anteturi și alte lucruri de genul ăsta, inventare, predări și, deci, lucruri organizatorice, lucruri care nu îi afectează pe copii. De la începutul lunii septembrie, instituția trece printr-o schimbare de titulatură și va aparține de unitatea din Târgu Mureș. Conform conducerii, această schimbare nu va afecta însă activitatea desfășurată de copii, numărul cadrelor didactice sau programul. Avem ceva special în acest an legat de pregătiri, și anume faptul că începând cu 1 septembrie nu mai suntem entitate juridică. Asta e o noutate și lumea încă nu știe. Practic a fost desființat, să zicem așa, Clubul Copiilor. Am devenit filială a Palatului Copiilor din Târgu Mureș. În anul școlar 2014, în cadrul instituției vor activa 9 cadre didactice, dintre care 7 cu catedră întreagă și 2 cu jumătate de normă.